Cel sunt Robica Rodan, președinta Asociației de Mediu de la Iași. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru puțin acalmă pe care l-ați făcut-o, pentru acest spațiu generos și pozitiv, pentru tot sărbătorirea acestui cenaclu pe care am avut plăcerea să-i cunosc astăzi. Și faptul că i-am cunoscut a fost o mare încântare pentru sufletul meu și am participat la o ședință de cenaclu și vă mulțumesc. Și cu această ocazie vă invităm oricând la Iași pentru a participa la o ședință la cenaclul Universul Prietenii, care de fapt are caracter de salon literar. Se citește și acolo poezie, întâlnind cu personalități marcante de lumea culturală, nu mai ieșeam și în țară. Vizitați de asemenea site-ul nostru, pagina de Facebook, Asociația Universul Prietenii. Deci nu numai Universul Prietenii, Asociația Universul Prietenii. Mulțumesc tuturor prietenilor care sunt alături de noi astăzi și am mulți prieteni pe care i-am știut online de ani de zile și am cunoscut astăzi face to face și chiar mă bucur foarte mult că am reușit să-i îmbrățișez și le-am simțit căldura și au venit la această manifestare. Deci am emoții ca de fiecare dată, sunt de la 54 de euro pe care l-am sens sub echida Asociației Universul Prietenii. Asociații care au avut ca mobil la înființare, ca și scop, o asociație a oamenilor singuri și am găsit în cultură, poezie și artă în general, pentru că noi am avut și expoziții de artă pe care le-am organizat, pictor, chiar membri a unui scriitorilor. Deci acceptăm artă în toate formele, în manifestare, poezie, proză, literatură în general, pictură, grafică. Vă așteptăm oricând la Iași, avem parteneriate cu instituții de cultură din orașul Iași de Marc, Uniunea Scriitorilor, Muzeul Literaturii Române, Complexul Cultural Moldova și putem să vă asigurăm un spațiu de expoziție sau la rubrica Să facem cunoștință cu o lansare sau prezentarea tuturor creațiilor dumneavoastră. Pentru început, pentru că mai trebuie să ținem puțin atmosfera și pentru că trupa Calendar, o trupă editoare de poezie publică și de munte, m-a rugat frumos să-i plasez undeva în program, mai la început, ca un spectacol în altă localitate și vreau să plece. Invităm trupa Calendar. Să-ți-mi pun să-mi pot arăt. Și e soarța în soară, să-mi pun să-mi pară.
Să vă mulțumim pentru vizionare!
staff. Dați-mi voi, vă rog frumos, să recit una dintre poeziile doamnei Silvia, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și am rugat-o să-mi dea voie să recit această poezie în acest cadru. Bineînțeles că are legătură cu ceea ce facem noi cum delegnicirile noastre artistice. Imnul unui munte. Eu am urcat atât de des cărarea din Bucegi. Iubirea mea n-ai înțeles și în urma mea te pierzi. Dar nu voi plânge după tine, eu culmile iubesc. Aproape, lângă cer, mi-e bine, dar tu n-ai înțeles. Nu voi lăsa cărările în urmă, le voi privi mereu cu drag. Sunt capra neagră dintr-o turmă, montaniar, priberg. Atunci când mă îndepărtez, când nu-mi permite timpul, eu tot la munții mei visez, oricare anotimp. Cărările pline de vise mă cheamă spre înălțim. Eu strâng la piept și babele, chiar dacă se interzise. Mă voi întoarce, munții mei, mereu, mereu la voi. Nimic în care nu-mi va sta, nici soare, nici zăpezi, nici ploi. Ultima piesă e o invitație tot spre munte, tot spre bucuria de a te reîntâlni cu prietenii la sfârșit de săptămână. Și dacă Țara Fagelor este inima Asociației pentru Turism și Ecologie Bucovina, în care și noi desfășurăm toate proiectele, acest cântec a fost scris pentru Asociația pentru Turism și Ecologie Carpatia, Asociația Polițiștilor din România, Asociația Montana. Se numește Odiseea Muntelui. Să
ființe bun, fața scalentară. Aș vrea să salut și să mulțumesc invitatului nostru special, actrița Doina Ghițescu, și aș vrea să... Și aș vrea să-l invit pe domnul Marin Moldovan să mai recite o poezie, pentru că înainte de a invita pe doamna care a statulat să prezinte acest volum, să facem cunoștință totuși, țin și cu poezia cu doamnul Ilea Sigur. Bună ziua și mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră. De majoritatea vă cunosc de pe internet. Vin din partea radio-ului din România. Și mă bucur să fiu la evenimentul acesta. Am să vă citesc o poezie care, uitându-mă pe steamă, m-a atins cumva. Soarele-mă în urma toamnei. Deci, cumva, pe aici, ascultă-mi închinare și de vei vrea să vă ridici, să nu cântunce în serare. Să rugă-mă în ce pe frunte, pe lacrima din gelul ploii, dar nu uita. Aceste toate vor picura în ce, în noi. Dar dacă ești acum departe și mâna în van te va chema, citește-n suflet în ce arde cu frunza galbenă din toamnă. Și nu uita, în palma ta, să culegi iar galbena frunză, să rupei fuma prea din zori, lipind-o inconștient de buză. Mă vei sorbi cu bruma rece, pe mine cea mereu fierbinte prin vântul toamnei care trece în toate atucerile aminte. Prima poezie
și am pornit călătoria întins. Dar, într-o seară, cam prin 2011, sigură, stând la poarta biserei, am trăsut să pornească o călătorie noastră, prin timp, prin viață, prin poezie. Versurile citate puțin mai înainte fac parte din volumul de debut al Sigurilor, stând la poarta biserei. A fost tot studiul Asociației Universul Prieteniei, care deschide ușa tuturor celor care sunt prieteni, în primul rând, ei înșiși. Și apoi, încearcă să dăvească participări la această prietenie și celor de lume. Dar așa cum se obișnuiește într-o călătorie, e nevoie și de câte un popas. Silvia Curăr se face sau ne face părtaș la un moment de taină pentru a ne destăini câteva gânduri în amur. Gânduri în amur. Este cel de-al doilea volum scris de Silvia Curăr pe care l-am citit cu plăcerea descoperirii unei voci sensibile, delicate și în același timp plină de vigoare. Poeziile cuprinse în această carte sunt rodul unor trei puternice, sunt fiorii unor emoții ascunse în căușul sufletului. Cânturi n-amor. Cânturi n-amor este o carte îndărcată de o sensibilitate poetică aparte, care dezvăluie încă de la primele poezii tematica întregului, aceea vieții pământești, prin circularea mișcarei nesfârșite. Totodată, ne arată și partea sumbră sau dureroasă ca dezamăgirea unei speranțe de vis. Dar și o lucidă exprimare a conștiinței universale de a timpului. A toate văzători, cuprinzător, iertător, dar și devorator, necruțător și întotdeauna învingător, neîmbătrânind niciodată. Silvia Curăr știe să împletească imagini surprinzătoare în versuri precum Covoara amurgul în sufletul meu, mă strânge în el, pasă de pătrunde, amurgul cheamă peste munte, unde în lacrima dorului pică în gând. Crătoare sunt în amurgul ce-i pasă. Am citat din poezia Gând în amur. Ca și în poezia, am citată Gânduri în amur, poezii ce de titlul volumului, celelalte poeme sunt grumene desprinse din trecerea pe drumurile vieții, mai liniștite, ori mai răzvrătite, mai vechi, ori mai noi, gândurile. Și alergarea lor neosfântă, nostalgicele contemplări ale naturii, zbuciumul ființei în trecerea anotimpurilor, trec amătindu-i, tinereța din toate amătindu-i, pierdută la amătindu-i, conturează un tabor pas al sentimentelor trăite intens, încă la parte. Autora simte vibrația pura a naturii, dar în mod special este atrasă de liniștea munților, de taina Sfințului la care se închină și se amacă. Primite în credința, ștergem durerea tipărită în nas. Ascultăm rugă din Duhul de tine. Ajută-mă să scapă de casă. Rugă ascuns. Găsim în paginile volumului și câteva poezii dedicate unor ființe dragi. Pe raze de lună, poezie dedicată, spune Silvia, fetiței mele, Eugenia. Și unei mame. Ambele plecate pentru a citi poeziile Silvii Curăr la masa tăcerii. Dar și altora aici, pe pământ, care răspuns tristețile unor pierderi și căutări fără sfârșit și bucurile unor găsiri și întâlniri în farmecul sfânt tot al iubirii. În fiecare poezie
descoperim cum dă calea de romantis, visul, fiind motivul lirii esențial cu ajutorul căruia poeta trece cu ușurință din real în ireal și invers. Cele două stări de veche și de visare nu au o graniță bine definită, așa că, odată cu autoarea, cititorul se plimbă cu lejeritate prin cele două lumi. Totuși, câteodată, are loc și trezirea și implicarea destul de virulentă la problemele din cotidian. Silvia Bună e revoltată de atitudinea finerilor față de părinți, de lipsa de respect față de valorile morale și culturale ale neamului. Ridic ochii grei la cer, spune Silvia. E oare întâmplătoare decepția amară a acestor timpuri? Lectura volumului poate oferi cititor, adică dumneavoastră. Un răspuns. E adevărat, sunt simple cuvinte, dar sunt încărcate de amărăciunea dezamăgirii și uneori simplitatea este o calitate foarte greu de stăpânit. Nu pot să rămân indiferent citind poezii care exprimă durerea în fața aretezării nemiloase a vieții. Nu pot să rămân indiferent la strigătul care răzbate din fiecare stih, un strigăt de veche asupra singurătății. Strigăm doar ce ar fi. Aceeași Silvia Bună o spune. Poeta Silvia Bună are ușurința versificării și o exprimare bine dozată a sentimentului. Este o împătimită a poeziei, iar gândirea ei în vers este adevăr și bucurie. O bucurie a femeii ce își alintă, susținând gândurile în amor. La cât mai multe gânduri, Silvia Bună, de dimineață, de seară, de noapte, pentru mânirea timpului celor ce le vor citi. Pentru dumneavoastră, cititorii acestor cărți, vă fie popasul în paginile cărții, prilej de viață mică, de bucurie, de înțelepciune la zbor și cuvânt. Vă mulțumesc! Un loc într-adevăr educat, cu oameni care au știut să așeze un fapt frumos aici, unde ne întâlnim de fiecare dată cu plăcere. Și dacă sunt din nou aici, vreau să-i mulțumesc celei care a făcut posibilă o primă întâlnire, nu numai cu mine, dar și cu dumneavoastră, pentru că nu v-aș fi cunoscut pe foarte mulți dintre dumneavoastră care ulterior mi-au devenit și prieteni. Și vreau să salut pe cea care pentru prima dată s-a gândit să lanseze aici o carte. Pentru prima ei carte, atunci am venit pentru prima dată și o salut cu drag în ultimul rând, dar artileriile grele știu să facă lucrurile din nou frumoase, este poeta, scriitoarea Delia Stăniloniu. Și
fost o primă colaborare cu domnul Buciuman și cu cenacul domniei sale. De spirite frumoase, de poeți, de artiști. Îți mulțumim, Delia. Îți mulțumim pentru că tu ai adus după tine și alte lansări. Așa s-a întâmplat să ne revedem la ulterioare lansări de carte și întâlniri într-o poezie și literatură aici, în acest loc atât de frumos și de primitor. Iar noi îți mulțumim încă o dată. Maria, pe Lucia, așa s-a întâmplat să cunosc o artistă extrem de frumoasă și de caldă și de generoasă, un om frumos la minte, la trup și la suflet. Am fost în casa ei la Pitești, nu singură, ci cu o întreagă pleiadă de poeți, de artiști, de soliști. O salut cu drag pe Mirela, în cânte. Mirela și cântecele ei o veți asculta. Este minunată și cântecele ei au valoare, glasul este special, iar interpretarea este desăvârșită. Te vom asculta, Mirela. E o bucurie că astăzi suntem aici. Sunteți oameni frumoși, vă revăd pe dumneavoastră, un om și foarte bun prieten mie, cine vă cunoaște, îl și aplaudăm cu drag. Sunteți una din piesele de rezistență. De câte ori ne întâlnim, sunteți așa un catalizator într-un spirit, dragoste, frumusețe, iubire și frumusețea dumneavoastră vorbește de la sine. Dragii mei, în primul rând, vreau să-i mulțumesc celei care are o asociație de prietenie la Iași. Așa s-a întâmplat sunându-mă să mă aflu astăzi aici. Îi mulțumesc distinsei doamne, Rodica Rodean. Vă mulțumesc frumos și vă aplaudăm. Rodica Rodean, președintele Asociației Universul Prieteniei. Iată că ne-a adus pe noi prietenii prin Asociația Domniei sale într-o întâlnire atât de frumoasă, într-o poezie, cu cea care își lansează a doua carte din viața domniei sale, este Silvia Gurău. Silvia Gurău, un om extrem, luați loc minunată, doamnă, un om extrem de, nu numai de sensibil, dar foarte modest. Probabil că cine ar fi văzut-o pe stradă, nu s-ar fi gândit niciodată că un om atât de modest poate să vorbească cu sinceritate, dar și cu metaforă și într-un stil special în această carte. A doua, pe prima, nu i-am citit-o. Am citit întreaga carte, sunt bucuroasă că am întâlnit un om care se exprimă într-o poezie cu căldură. Să știți că este o poezie care e legată de amintiri, de plecări, de renunțări, de pierderi, pierderea ființelor dragi, fie că aceștia sunt copii, fie că aceștia sunt iubiri, fie că poate acesta este pierderea una dintre ele a unei mari iubiri. Aici însă se regăsește, se așează în cuvânt și prin cuvânt. Nu m-aș fi gândit niciodată, mergând și întâlnind-o pe stradă, că un om cu o mare modestie și cu o prezență simplă, cinstită, curată, onestă, are har. Harul vorbește aici în carte, cu sensibilitate, cu căldură. Ideile nu numai că sunt sincere, dar sunt îmbrăcate într-o haină care îți place. M-am regăsit la babele, m-am regăsit în păduri, m-am regăsit în codri, în crâng, m-am găsit și m-am regăsit împreună cu ea, așa cum poate eu nu scriu. Dar eu am simțit, niciodată nu am știut și n-am putut, că n-am avut acest har, să așez într-o anume ordine și frumusețe un gând al meu pe o carte. Le-am citit pe ale multora, le-am simțit, iar aici m-am regăsit încă o dată
Nu numai acolo, pe munte. Mi-aduc aminte, excursiile acestea nu le-am mai făcut din Cretacic, din Precambrian, sus la Pavele, la Omul, în Codri. Doamne, câtă frumusețe și cum ai reușit tu să picuri cu stilul tău. E un stil sincer. Este, vorbește, vedeți dumneavoastră, despre sinceritatea aceea din sertărașul acela discret al sufletului. Despre iubiri pe care ar fi vrut să nu le piardă, iubiri pe care poate nu le va mai regăsi niciodată, dar le caută și cu toate acestea este stăpână. Stăpână pe ea, aparent e fragilă, aparent îți dă senzația. Poezia este încărcată de multe tristețe și de amintiri care o răscolesc, care au creat adevărate clivaje în sufletul ei. Dar peste toate, peste pierderi, peste ceea ce nu mai este, peste ceea ce a dispărut, este surâsul. Surâsul peste moarte. Surâsul acesta vorbește cald în poezie. Haideți să o ascultăm, să-i simțim poezia și eu de la mine o lucrare mică a unui artizan pentru tine. Să nu uiți și să o... Este o mână dată spre celălalt prieten și mâna prietenului întinsă spre Silvia Gurău. Ați făcut un lucru formidabil împreună, doamnă Rodica Rodean, împreună cu autoarea și cu acești ochi care vorbesc sufletului și emoționează, care vorbesc inimii și poeziei, emoționând încă o dată. Iată câteva dintre ele. Silvia Gurău, pe raze de lună, o poezie dedicată, așa cum ne spune ea, fetiței mele, Eugenia. Eu am trecut pe lângă umbra din noaptea tâmplei argintii, ce mi-oglindea stele în pădure, pe raze de lună pustii. Dar eu mai rătăceam în noapte, pierdut în căutarea ta. Se năluceau în mine șoapte, strivind un cer ce mă privea. Picau din cer lacrimi târzii, curgând pe geamurile terne, și mă însoțeau în pasul nopții vii atâtea amintiri eterne. Priveam un cer sărac de stele și mă rugam să mă audă doar amintirea fiicei mele în noaptea rece și prea udă. Gânduri în amurg. Coboară amurgul în sufletul meu, peste munții din zarea arzândă, dincolo de ei, cuibărit, dorul greu mă strânge în el, pasări plăpândă, aș zbura peste munți, în amurg, peste gânduri și doruri plecate, aripile-mi sunt grele, zborul lung, lacrimi se cer peste toate. Amurgul mă cheamă peste munte, spre-naltul cerului, în flăcări arzând, între tâmplele mele ajuse cărunte, unde lacrima dorului pică în gând.
privirea mcată în zare, departe. Călătoare sunt în amurgul din viață, printre rânduri scrise, în singurătate, amurgul spune, mergi mai departe. Am dat gira mar. Am dat un gir de încredere, amar, celor ce sufletul mi-au făcut franjuri. Credeam că prietenia este un dar. Oare când visele vor fi gajuri? Eu am crezut naivă vorbele în vânt, pentru că așa sunt, un munte de vis. Și nu credeam că oamenii toți mint așa cum cartea vieții azi mi-a scris. Am pus speranțe, vise în prietenie, cum doar sufletul meu poate dărui. Dar am căzut de sus, într-o nebunie, fățărnicie din toate mi-au dat mie. Sufletul doare să mă schimb, aș vrea, să nu mai cred în cuvinte din basme, dar iar mă înșeală chiar inima mea când se întoarce în speranțe deșarte. Mai dă-mi, Doamne, speranțe, puteri să pot întâlni prieteni corecți și buni, să trec peste toate de azi și de ieri, să simt că în viață mai sunt și minuni. Celei care moderează această întâlnire de suflet cu drag, Rodica Rodean, cuvântul îl ai, vorbește-ne mai departe. Primul rând să te mulțumesc pentru frumoasa prezentare pe care ați făcut-o și pentru că ați dat un ascult în studiile reale, mi-ați prezentat o parte dintre invitații. Vă mulțumesc! O parte. Aș vrea să... Aș vrea să salut prezența celor de la Radio Enigma, alături de noi, dar pe domnul Gheorențima. Domnul Gheorențima, vă mulțumim că ați venit la această manifestare. Așa a venit de la Iași, am venit singură. O să facem așa, tu rămâi acolo, eu aici. Vreau neapărat ca împreună să mai spunem ceva. Poate am scăpat, am rătăcit un pic printre gânduri, printre vorbe. În sală se află un mare artist al PNL-ului, cel pe care îl cunosc din expozițiile lui, de la Cercul Militar Național, de la Palatul Parlamentului, este pictorul, artistul Cătrună. Te aplaudăm! Absolut pline de frumusețe. Trebuie doar să le vedeți. Ele sunt și aici printre noi. Am înțeles că cineva a primit ceva anume de la tine. Este una dintre scriitoare. Vreau să vă spun că e o colaborare frumoasă pe care el a făcut-o cu una dintre prietenele dumneavoastră de literatură de pe site. Este vorba de Liliana Albu. Liliana Albu, am fost la lansarea cărții care a avut loc la Palatul Parlamentului. Ia uitați câtă frumusețe. Vă aplaudăm, Liliana Albu și... trebuie exploatat la maxim. Un om foarte generos de altfel, după câte am auzit eu, orice a dat la România sa, a primit sprijin și din creația dumnealui. Mulțumesc în numele tuturor. Deci așa cum am spuneam, aici m-am venit singură, am venit cu doamna Dorința Cristea și am găsit aici prietene foarte vechi, elemene asociații Universul Prieteniei, Iulia și Ionela, și le mulțumesc că sunt
la frate ne-a venit și domnul Marian Marciu, am venit o pe Gabriela și am spus că e pe noi. Foarte comun care este și am undeva foarte departe prietena noastră, deci România a fost tot mult, dar în realitate la cam să te trag mai mult. Mulțumesc! Sper să nu fi uitat pe cineva, dar oricum mulțumesc la toată lumea, familiei domnului departelor și familiei domnului Silvia Rău. Să mai așez că sunt la poezie. Sau la ține mâna, oară. Oară, să intre în mâna, oară, să ne poezie. Și tot mă o să intre în mâna. Oară. Bună ziua, mă numesc prietesa Oana, sunt prietenă cu Silvia și moderator Radio Lima România. Un volum super de altfel de calitate. Domnia sa
publică și la mai multe reviste de literatură și poate o să vreau să iară cuvântul să spui câteva vorbe. Să se gândească la treaba asta. Acum am o mai muzică. Mulțumesc pentru invitație. Prima piesă pe care o interpreta astăzi se intitulează Dorința, pe versurile lui Mihai Eminescu. Muzică de Lucian Corbu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
joacă în un parteneriat cu Genatul Fractal. Pentru că așa o știm noi, generalul nostru prietenie, să ne asociem cu o instituție de cultură sau cu proprie culturală din localitatea unde au loc lansările de carte, avem alături de noi pe câțiva reprezentanți de la Genatul Fractal. De fapt, mai mulți în cântea de sală, dar există aici un reprezentant pe care o să-l rog să se prezinte și poate recite și domnia sa câte ceva din volumul Silvii. Cred că n-am nevoie de microfon, pentru că am de la natură, de la Bunul Dumnezeu, un microfon puternic. Da. Vă mulțumesc că sunteți aici, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Suntem sănătoși atât cât mai putem fi și cât mai suntem. Și că ne bucurăm de dragostea pe care El o toarnă în sufletele noastre, de data aceasta prin poezie, prin manifestări artistice. Este cel mai minunat artist. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și o să vedeți cât de minunat este Dumnezeul nostru pe care îl slujim și căruia ne închinăm toți creștinii. Așa cred. Eu cel puțin așa cred. Și dacă cumva e cineva să mă contrazică, poate să o facă. Îi dau această voie pentru că Dumnezeu însuși ne permite tuturora să existăm. Nu vi-l citesc pe tot. Și mai am și acolo. Citesc două poeme din ceea ce m-a ajutat Dumnezeu să scriu. După care l-aș ruga și pe prietenul Florin Lăiu și el să vă spună și dumnealui ceva, pentru că scrie de mulți ani și scrie foarte frumos. Noi ne cunoaștem de întâmplă. Veghe. De pleoape mi s-anină zarea, cu dor de ducă până hăt. Mă săgetează depărtarea cu fire albe de omăt. Și zarea se revarsă în mine, în ritmice bătăi în piept, de dorul aripilor pline cu depărtarea ce-o aștept. Pe frunte bolta mi se așează cu al înserării ei sărut și gândurile învechează cu al înstelării așternut. Pe buze mi se sparg cuvinte cu pas timid și bâlbâit, căci bolta îmi coboară în mine cu aripi albe de zenit. Și vatra tâmplei ard cărbunii cu tămâieri de rugăciuni, ca veșnicindu-mi toți corunii, cu cerul tot să mă adun la umbra palmelor divine, cu osanale pe altar, misploapele de lux străine, cu lacrimi pietre de hotar. Și un protest. De ce să tac? Prea mulți o fac, deși în ei simt un vulcan, dar e în van. De ce să vreau cu ei să stau în al tânguirilor cuvânt de frunză în vânt? De ce să strig după covric cu cei cuprinși de al bolii cor de cerșetor? De ce să cânt până la pământ cu cei servili, deși sunt mulți, dar fără frunzi? De ce să rup până la tub cu cei care netem se frâng
în chip nătâng. De ce să fiu suflet pustiu și printre semeni un ciudat de lepădat? De ce să n-am măcar un dram din altruismul unui pom în apă? Ceva, așa că nu am nimic din versurile mele. Și v-am povestit unora că obișnuiesc în ultima vreme să fac ceva traducere. Și m-am apucat de treabă care este, poate mulți ar spune, grave de să mă apuc de așa ceva. Dar pentru că mă ocup de filologia biblică și sunt pasionat de profesia și de patima mea, am să încerc să vă citesc ceva traducere din Psaltire, din Psalm. Psalmul 114, care are titlul Haleluia. Când Israel, ieșită din Egipt, casa lui Iacob, dintr-un neam barbar, poporul Iuda sfânt a devenit și Israel al Domnului hotar. Văzându-i marea, minte n-a fugit. Iordanul s-a întors tiptil înapoi. Iar munții ca berbeci au țopăit și dealurile au săltat ca niște oi. Ei mare, ce atâta zor să pleci? Ce-ai mai, Iordane, de te întorci înapoi? De ce săltați voi munților berbeci și dealuri țopăiți ca niște oi? Da, tremură pământ de Dumnezeu, de al lui Iacob, Domn biruitor, care preface stânca în eleșteu și cremenea o schimbă în izvor. Nu sunt metaforele mele, nu e poezia mea. Traducerea. Așa este, doar traducere. Da. Și am să vă mai citesc, de asemenea, un psalm scurt, psalmul 1, care este anonim și nu are niciun titlu în Psaltire. Ferice-i omul care n-a urmat îndemnul celor meșteri la păcat și n-a făcut pe calea lor popas să stea cu gulitorii la taifas, ci el iubește legea lui Iahve, de stă cu ea la șoapte zi și noapte. E ca un pom pe mal de râu sărit, care dă rod la timpul potrivit și a cărui frunză nu se opilește. Pe tot ce pune mâna izbutește. Nu tot așa-s cei răi, nu tot așa, ci ei ca paiul vânt s-or spulbera. La judecată nu vor sta bățoși, nici în sobor de drepți cei păcătoși. Iahve cunoaște a drepților purtare, dar calea celor răi este pierzare. Un moment de dragă frumoasă, de o să fie și o originală. Vă mulțumim frumos! Doamna Maria Mițescu ar vrea să intreze într-un al doilea moment. Aș vrea să revenim la universul poeziei Silviei Urău și să mai ascultăm câteva dintre ele, așa cum am crezut eu de cuvință să le aleg pentru momentul întâlnirii cu dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră, în viață iubim, în viață ne facem prieteni, poate pe parcurs să-i pierdem, poate pe unii îi regăsim, poate mai regăsim și din iubiri, poate nu întotdeauna, dorim să le repliem în noi, căutăm atunci alte energii, important este să nu ne pierdem, să nu ne rătăcim, să fie un câștig totuși.
care să poată să ne facă mereu să mergem înainte. Cam așa procedează Silvia Gurău. Cu toate tristețile ei, cu toate frământările ei, peste toate, este un surâs. Revenim la acel surâs. Am fost și am plecat. Mai sorb peste timp apă din ciuturi. Te port peste tot cu mine în gânduri. Fântâna din luncă mă cheamă la ea, dar nu mă cunoaște în apa cea grea. Mă privește de jos, din adânc, uitarea de mine mă face să plâng. Din fântâna copilăriei rămân amintiri pe ghizduri de puțuri. Trecutele iubiri mai caut pe câmpul uitat un copil alergând. Am fost eu și-am plecat la tine în gând. Poate mulți dintre noi am văzut filmul Gară pentru doi. Ar putea fi poezia aceasta un motto pentru acel film, dacă îl vom revedea. Mi-a plăcut foarte mult Gară pentru doi. Există o gară unde poate pierde o iubire, poate o regăsim sau poate nu. Dar rămâne ceea ce am simțit atunci, mereu. Așteptarea din gara uitată. E tristă în gara mea pustie, unde nimeni nu mă știe. Trenuri trec și trenuri vin peste dor, peste chin. A fost un semnal din gara de nord. Știți că în gara de nord există un grădașe? Pam, pam, pi, pam, 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 pam. Și tot atunci se mai spune așa. Trenul accelera. Și revine. Revine ca și semnalul acesta, pe un leitmotiv. Trenul accelera. Revenim că mobilele astea, domne, lucrează parapsihopopul. Vedeți, noastră, mi-aduc aminte că și eu am revenit într-o gară. Acesta este publicitate, să știți. Știți că atunci când ți-e lumea mai dragă, când ți-e lumea mai dragă și cel mai bun film se întrerupe și se dă publicitate. Trebuie să vedem și partea cealaltă. Mi-aduc aminte că și eu cândva în, că eu trăiesc acum ca mulți dintre dumneavoastră, a doua tinerețe, dar am avut și eu o primă tinerețe și în prima mea tinerețe am avut și eu o iubire, că mi-a adus aminte de iubirea aceea, măi Silvia, și mi-aduc aminte că văzusem eu într-un film în care ea voia să-l revadă pe el și știa că a trecut așa o distanță imensă și a zis, unde poate să-l revadă decât acolo, în gara unde l-a cunoscut și ea era sigură. Ea era sigură că și el o să gândească la fel și o să se întâlnească acolo, la trenul accelerat. Numai că în film așa a fost. Ea s-a dus și l-a regăsit, același gând i-a trecut și lui prin dobitocizor de aici și bineînțeles că s-au regăsit acolo în gara de, nu de la de nord, dar eu m-am dus în gara de est. Că am zis că poate nu se întâmplă la fel ce s-a întâmplat în filmul cu pricina. Și iubirea mea care mă frământa
Rău de tot era în prăbușire, rupere de parâne, se spărgeau catarge, vă dați seama? M-am dus și eu cu Anitra la atac, am zis mă duc și eu în gara de est. Și mă duc în gara de est, că zic, domnul, întâlni iubirea, că așa era în film. Se întâlneau un, era un film hollywoodian, mi-aduc aminte, mers strict, pac, pac, gara, și mă duc și eu la gara de est. Gara de est nu arăta precum gara hollywoodiană din filmul respectiv, dar am zis că vine trenul. Deci a venit trenul. Și mi-a zis că poate vine și el, că știți, în filmul acela, el a apărut de după ei, parcă jucau bandana, că și am așa, și eu, și m-am plitit, mă uitam, așa, gen, și a venit trenul, și exact ca în poezia lui Topărceanu, ce să fie, nu-i nimic, că a trecut accelerat. Normal. Bine că am venit. Eu m-am dus și în al doilea an, că am zis că da nimic. Am fost destul de rezistentă, vă dați seama, filmul ăsta m-a urmărit. Și acum iată și poezia ei, pentru că și aici mi-am adus aminte de etapa aceea din viața mea. Așa că revenim în gara de... În gara ta, ce gara ai, o gara. Mi-aduc aminte că și era o melodie foarte frumoasă. Ea s-a refăcut acum, o cânta la începuturile ei, extrem de frumoasă și ea și melodia. Loredana Groza cânta o melodie, bună seara, iubite, te aștept ca și când. Și am cântat, te aștept ca și când. Și Caramitru rostea versurile, cred că ale lui George Țărnea, ale Lucian Avramescu, foarte bine, vă mulțumim, ale Lucian Avramescu, că sunt gări prin care trecem, gările de iubirilor, o gară în care... E, mereu melodia aceea m-a urmărit și iată acum și poezia. Haideți să ascultăm undeva în subconștientul nostru melodia pe care o interpretea Loredana, versurile lui Lucian Avramescu și haideți așteptarea din gara uitată. E trist în gara mea pustie, unde nimeni nu mă știe. Trenuri trec și trenuri vin, peste doruri, peste chin. Tu m-ai oprit în astă gară, în seara ningerii cu vise, unde colindele vin iară, peste trenuri interzise. Gara mea e în așteptarea unui tren ce nu mai vine și-mi îngheață adorarea de la tine până la mine. Peste gara mea din viață ninge iar ca într-un colind, se topește recea gheață în așteptarea mea din gând, mai rămân să aștept în gară eu și neaua ce mă ninge, trenul meu plecat aseară să se întoarcă, dar cu tine. Și nu se întoarcă să vedem încă o haltă în apropiere de imediat. Aici este vorba de, la pagina 157, este ceva care vă așteaptă pe dumneavoastră. Așa s-a gândit ea și pentru că ați stat aproape de mine și pentru că mie mi-a plăcut imaginea asta cu cocorii, haideți să simțim cocorii, 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 se întorc iarăși cocorii, o poezie dăruită doamnei profesor Mariana Rogoz Stratulat. Se-ntorc cocorii peste ceruri, luminează zarea aripile albe și aduc cu ei tainice mistere, un dor infinit le e depărtarea. Iar vibrează cerul peste amăgire, au adus puritatea în zborul lor, peste visuri albe, câtă împlinire! Vibrații din veac, suflet de cocor, veșnic rătăciți, mereu visători, se învăluiesc doar în nemurire, ca un paradis
redeschis în zori, dăruind prin ei visul de iubire. Pentru dumneavoastră. Și ultima pe care mă închei, vei căuta un dor, ne spune poeta, dar câte înțelesuri vei căuta un dor. Amintește-ți cândva de mine ca de un ultim albatros ce a trecut pe lângă tine, poate cu rost sau fără rost, cu aripile desfăcute pe un cer albastru-verde, cuvintele din el tăcute în inima ta se vor pierde. Aș vrea să-ți amintești de bine, de aripa frântă în zbor, să nu găsești cuvinte în tine, să umpli lipsa mea cu dor, în zare să privești când doare un albatros zburând stingher, să te întorci mereu la mare căutând un dor pe cer. Mulțumim frumos și pentru că eu sunt covineancă din țara facilor, da, să trăbesc din acest fapt cu țarii, dar sunt covineancă și urmă toată lumea. Este un dulce plai, niște locuri minunate, iar cei care l-am spus cu Covina nu a dat ocazia de a pierde aceste minunate locuri și pentru că s-a apropiat este interesantător de Paști. M-am gândit să vă fac un cadou de la Mureului Ivana, de la doamna Ceaușinski, un ou, un condeiat, un bocovina. M-am gândit să vă fac foarte frumos, mulțumesc. Prezența și talentul dumneavoastră. E talentul ei prima dată, dacă nu scria așa. Nu vreau să ne fac la dată minunat. Ani Moldovanu? Este aici. Deci, după România sa, am să dau cuvântul doarva celor care doresc să spună ceva în sală. Am observat că toată lumea mi-a să citească poezii, dar aș vrea să spuneți și câteva vorbe despre volumna de la parcurs, aș vrea să spuneți câteva vorbe și despre poeta Filialul Rău, pentru că poezii s-au recitat foarte multe. Bineînțeles, dacă dumneavoastră a creat această idee. Eu am mai practicat stilul ăsta la Constanța, am mers cu microfonul prin sală, era o sală mare și undeva de sus și cu microfonul am întrebat că vreau numai din sală ce părere au despre acest eveniment, cum s-a desfășurat. Deci am să încerc să merg în sală dintre dumneavoastră și să aflu părerea dumneavoastră, care dați v-am anunțat din timp ca să nu fie așa o surpriză, poate mi-a plăcută pentru dumneavoastră. Dați cuvântul următoare. Mulțumesc! Aș vrea să vă imaginați pe fond muzical astăzi, doamna Dragă. E mai emoționant. Voi citi poezia Vom dobi iarna în sărut. Mi-au rămas poezile cu sărut, celelalte le-a luat doar împărinte. Se stinge toamna în suspin,
prin valea plânge din frunze și-mi șopește, am să vin, când fluturii nu vor sta pe buze. Acum pleacă și în al său loc, cu plete albe, iarna vine. Și prin zăveză de noroc să stau la foc, pe braț, la tine, când bat vânturi peste iarnă, peste turnuri. Ia să deschidem așa puțin în sală. Cu cine avem urmărat? Vreți să ne spuneți ceva cu minte? Ce pot să spun despre Silvia? Eu o cunosc de-a bun. Și în cartea așa sunt mai de mult și de pus. Mulțumim. Ia să vedem aici acolo la familia. Da, noi reprezentăm, noi suntem familia doamnei Silvia. Îi mulțumim pentru invitație și succes pe mai departe. Cartea, într-adevăr, e plăcută, așa, la prima răzvoială. Și încă o dată mulțumim pentru invitație. Conținutul este al domniei sale, dar designul de carte m-a avut personal, să știți. Așa că vreau și eu laude pentru designul de carte. Am primit. Cali? În primul rând, sunt bucuroasă că am reușit să te cunosc. Noi ne cunoaștem de foarte multă vreme, virtual, și datorită Rodicăi Rodean m-a făcut aici. Datorită Rodicăi Rodean, am văzut colectivul de la Radio Numa România. Și îl salut și pe domnul Maria Marciu, suntem prieteni vechi. Am găsit până la urmă comoara. Ne-am întâlnit. Din ce în ce până mai mult pe lume, dar de tenet. Așa. Și cum a spus și distința noastră invitată, Silvia, într-adevăr, este acel exemplu care, dacă o vezi, nu spune ce poate să facă, sau ce să ascunde în spatele ei. Este cu totul altă fire, asta este părerea mea, în momentul în care stai de vorbă cu ea zi cu zi și probabil atunci când se afundă în gândurile ei, devine povisătoare și datorită faptului că a trăit foarte mult singură, această singurătate și-o aștepte pe hârtie. Poate multele i-a fost alături și poate acești foarte mulți prieteni pe care i-a găsit datorită acestui minunat internet, datorită căruia și noi suntem aici. La mai mult, la mai mare și eu sper că datorită România, datorită colegilor mei, datorită lui Viorel, datorită Mariană, care acum ați văzut cu cuvinte mari, dar într-adevăr sunt stâlpi pe acestui post de radio, o să mai facem o întâlnire la Brașov, așa cum a fost în decembrie, anul trecut. Vreau să vă spun ca să mă laud că sunt din Brașov. Dar a fost la Brașov. Sigur că da, cu mare drag, dacă trebuie să ne pot ajuta cu ceva, sigur că da, ne vom gândi de acolo. Și mulțumim frumos pentru această locație minunată, mulțumim tuturor celor care și-au avut contribuția la aceste filme. Și și așa cum spuneam, această asociație luptă pentru îndepărtarea singurării, am considerat că monitorul și acest refugiu în spatele monitorului, de fapt, nu este un mijloc real de socializare și tocmai pentru aceasta am înființat această asociație să facilităm aceste întâlniri live și să ne întâlnim să îmi spuneți, nu te-am îmbrățișat, pentru că poate când dovedim de spune și acolo. Să scuzați, nu mai rețin, probabil că sau cine știe, ce dar ar trebui să spun câteva lucruri pe care le-am văzut, deși trebuie să le spun. S-a pronunțat astăzi de mamitor că la mie din Mamonia și a sunat mântucător, ci pentru că suntem prezenți aici. Mai este reprezentația acestui post de radio online. Și voi începe cu cine de toți, să vii prea sigur, pentru a-mi cunoaște pe toți. Viorel Sima, colaboratorul postului de radio.
Oana Pereira, Adi Goldovan, Castorul, Patricia sau Pescăruși Rădăci, Moderator Pătimaș, Silvia Curău, colaborator și Pătimaș la radioului, care ne ține în frâng și ne dă și frâng liber atunci când vrea și când nu vrea. Și eu, bineînțeles. Suntem aici, întrucât Enigma s-a dus și este vocea gândurilor tale și ale tale și ale tale și ale tale și ale tuturor, adică a dorurilor, a viselor, a cuvintelor șoptite, timid sau îndrăzneți, în clipe de apropiere sufletească între moderator și ascultător, în clipe de înălțare în un zbor spre drumul speranței, împlinite sau dorite. Suntem aici pentru tine, Silvia. Pentru că am fost bună și a plânge de fericire împreună cu tine. Ție și dumneavoastră tuturor, Radio Enigma România, vă mulțumește pentru că ne sunteți ziua și noaptea, lumina și întunericul, cuvântul și muzica, bucuria de a fi acea nebune numită prietenie. Vă mulțumesc și vă doresc să fiți cu zbor, pe popor, pe vețărul nemărcinite. Și înainte de a asculta moment muzical, pentru că am început. În primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Prieteni, oameni noi pe care îi cunosc astăzi, că mi-ați fost alături la acest eveniment care pentru mine este deosebit. În al doilea rând, aș vrea să le mulțumesc celor două doamne, Rodica Rodean și Mariana Stratulat, care au fost stârpii volumului meu de poezie care a apărut astăzi. Și aș vrea să spun câteva rânduri despre volumul de poezie. Am amorul acesta pe care eu îl descriu în carte, să nu vă imaginați că este amorul unei vieți. Este porțiunea aceea dintre abuz și noapte. Când fiecare dintre dumneavoastră, vă revedeți în copilul de rând mama, fiecare dintre dumneavoastră vă revedeți în adolescență, lângă iubit sau iubită, fiecare dintre dumneavoastră vă revedeți la maturitate pentru copiii dumneavoastră. Deci, acest amor se vrea pentru toți oamenii, indiferent de vârstă. Și mi-aș permite să citesc o poezie. Strigăm doar celor mai bun. Atâta dor se strige în noi, atâta strigă ne mor, dar ce săraci suntem în noi când cuvintele ne dor. Cu disperare și speranță tânjim iubirile constante, dar plouă peste noi, pe viață, când vorba rece ne despare. Privind cum se dezbrăcă tot, iubiri, prietenii, și vise, strigând doar cerului, mai pot, în viață, toate sunt permise. Ne mut cuvintele pe buze, când pe străluși se rătăcesc, și ne trezim fantome în viață, uitând să spunem, îi iubesc. Răbdarea avem, suntem sorbiți, să dăm cu banul peste zile, să mai visăm la cei iubiți, în ceasuri lungi, despărțire.
piesă Ce te lege în versul Mihai Enescu. Un pahar cu suc și o prăjitorie.